Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune, Omul între Cer și Pământ. Invitata noastră și de această dată, așa cum ne-am obișnuit și este o obișnuință foarte bună, este Aurora, prietena noastră dragă, pe care o salutăm. Vai, vă mulțumesc frumos pentru această invitație și bineînțeles că nu puteam lipsi. Pentru că trecem printr-o perioadă, și mă refer aici la noi toți, ca oameni, ca civilizație, printr-o perioadă de schimbări foarte frumoase și printr-o perioadă de, sperăm noi, curățire și purificare, ce puteam să alegem ca un subiect mai potrivit decât modalitatea aceasta prin care alegem să ne curățăm, să ne purificăm, evident, să evoluăm în cele din urmă, pentru că, de fapt, noi suntem un crâmpei de divinitate care este făcut să devină un creator, un creator frumos, care să creeze, bineînțeles, foarte multă iubire. Sigur că, de multe ori, oamenii când se referă la partea de post, se gândesc la, să spunem, partea aceea strict materială, adică ce ai voie să mănânci și ce nu ai voie să mănânci. Există nenumărate rețete, sigur, în această perioadă a postului, evident, este limitat și interzis consumul de produse animale, proteine animale, carne, lapte, brânză, ou, fiind permis consumul de produse vegetale, lucru care ajută foarte mult la detoxifierea organismului, începând de la ficat, colon și așa mai departe. Dar noi ne-am gândit să vă prezentăm un alt fel de post, și anume acest post de suflet, postul spiritual, postul sufletesc, postul emoțional, adică, cu alte cuvinte, să vedem cam ce lucruri ar trebui să gândim sau modul în care ar trebui să ne mobilăm viața aceasta interioară, în așa fel încât să ne alcătuim, să ne renaștem și să ne construim bucățică cu bucățică, în așa fel încât, într-adevăr, să ne reînnoim. Chiar noi ne-am gândit să explicăm câteva lucruri care sunt în general confuze în mintea oamenilor, chiar a celor care sunt angajați deja pe calea asta a ridicării spirituale. Am auzit de multe ori, și probabil că ați auzit și voi cei care ne urmăriți, că postul de alimente, deci că nu mai mănânci carne, că devii vegan, că devii lacto-vegetarian sau mai știu cum, în sfârșit, diferite trepte așa de vegetarianism, ajută la ridicarea spirituală. Dragii mei, nu ajută la ridicarea spirituală faptul că nu mai mănânci anumite alimente. Ajută la purificarea acestui înveliș în care stă sufletul și, bineînțeles, că după cum știți că trebuie să fii sănătos, să fie sănătos, să fie sănătos învelișul și să fie curată casa, ca sufletul să stea acolo liniștit, este într-adevăr necesar, dar nu suficient. Am văzut niște filmulețe postate de ruși pe YouTube unde arăta că atunci când sufletul este supărat sau când este nemulțumit de casa în care locuiește atunci, îi se pare că nu e destulă curățenie, de exemplu, el iese cam, uitați, din partea cam de aici, din centrul pieptului și stă așa frumușel agățat pe un fir de argint, puțin în afară. Și stă acolo, arată așa ca un fel de fantom, nu știu cum să vă spun așa, ceva alburiu, și stă acolo până când ne trezim noi să-i facem curățenie ca să se poată întoarce acasă. De aceea e absolut necesar ca măcar din când în când, uitați, sunt două posturi principale, mai sunt și celelalte care sunt, să vă mai aduceți aminte și să faceți această purificare alimentară. Pentru că e nevoie, într-adevăr, să faceți curățenie în casa sufletului. Dar spuneam că nu este suficient. Și atunci ne-am gândit ca în această emisiune să povestim despre acele otrăvuri pe care gândurile și sentimentele negative le toarnă frumușel în interiorul nostru, murdăresc din nou casa sufletului și să știți că sufletul la fel de prompt iese tot în afară și stă și ne așteaptă până când noi facem curățenie. Lucrurile sunt foarte simple, deși poate mulți dintre voi nu v-ați dat seama până acum. În momentul în care sufletul iese în afară, vă simțiți mai mult decât
într-un disconfort, ca să spunem așa cel mai puțin. Nu mai puteți să mai gândiți limpede, sunteți tot timpul obosiți, vă așezați să faceți ceva și nu vă puteți concentra, vă scapă lucrurile din mână. E semn că sufletul vostru a zis, iar nu mi-au făcut curățenie, iar o să stau până când îmi fac curățenie afară. Așa că, dragii mei, de câte ori aveți o stare mai puțin plăcută și nu vă simțiți că nu sunteți în echilibru, uitați-vă la ce mâncați și dacă socotiți că lucrurile care le mâncați sunt ok din acel punct de vedere al curățării trupești, atunci să vă aduceți aminte de tot ce vom discuta astăzi. Pentru că o să aveți surpriza să înțelegeți că și gândurile și emoțiile negative toarnă în interior toxine. Și alea se așează așa frumos și, bineînțeles, că trebuie curățate. Deși nu trebuie nimic. Ok. Întotdeauna noi plecăm pe acest drum al... Suntem în fiecare clipă, ne putem considera ca și cum am fi copii și ca și cum am învățat din nou să ne bucurăm de tot ceea ce avem. Pentru că acest sentiment de bucurie care ne însoțește în fiecare moment al vieții noastre este semnul că lucrurile merg în direcția bună. În momentul în care pierdem această bucurie, înseamnă că undeva, ceva, nu este acolo așezat unde trebuie și este puțin deplasat. Noi trebuie să reașezăm lucrurile în acea structură de bază în care bucuria vieții face parte în fiecare moment din viața noastră. Primăvara este anotimpul ficatului în medicina tradițională chineză și nu întâmplător postul este poziționat exact în această perioadă pentru că primăvara este simbolul renașterii, simbolul creșterii, simbolul dezvoltării. Uitați-vă la vegetația care prinde contur, pomii înfloresc, frunzele înverzesc și așa mai departe, dar tot ficatul este un organ unde se depozitează cu îndârjire, aș putea spune, în civilizația modernă, mânia. Și nu este vorba despre orice fel de mânie, ci este vorba de o mânie însoțită de un grad foarte mare de agitație. Și Aurora are experiență foarte mare în acest domeniu pentru că oamenii care vin și la ea și la mine, de cele mai multe ori sunt foarte grăbiți. Da, spun că nu au timp, că n-au timp pentru ei. Pentru mine lucrul ăsta este un mare semn de întrebare. Cum să nu ai timp pentru tine? Deci este de nenumărate ori verificat că în momentul în care faci numai în afara ta și nimic pentru tine, când faci numai pentru ceilalți, deși toată lumea din jur îți spune că trebuie neapărat să faci pentru alții, să te sacrifici eventual pentru alții, toată lumea în același timp observă în decursul timpului că atâta timp cât doar dai și nu primești nimic, atâta timp cât nu te îngrijești de tine, cum Dumnezeu să poți să ai grijă de alții când tu nu ești în ordine? Este exact ca atunci când te urci într-un avion și ți se spune, în caz de că apar probleme, întâi mama își pune masca pe față și după de oxigen și după aia are grijă de copil. Dacă lași copilul cu masca pe față și tu te duci de-a dura nu știu pe unde, nu văd cum ar putea să scape copilul, cu atât mai puțin nu scap nici tu. Deci este același lucru și cu voi. Atâta timp cât voi reușiți să vă mențineți în ordine, automat lucrurile încep să se deruleze pe panta care vreți. Vorbea mai devreme Doru și vă spunea că este bine să urmăriți de fiecare dată ceea ce se întâmplă cu voi, dacă sunteți cu o stare bună interioară sau dacă nu este starea care v-ați dori să fie. Multă lume mă întreabă pe cum îmi dau seama. Deci întrebările pe care mi le pun oamenii sunt ciudate de tot. Deci, de exemplu, mă întreabă, dar cum e fericirea? Dar cum știu că sunt fericit? Cum să știi că ești fericit sau nefericit? Cum știu eu dacă sunt în ordine? Păi, dragii mei, fiți atenți la corpul vostru. El este cel mai bun sfătuitor în orice secundă. Pentru că dacă toate lucrurile în interiorul vostru sunt ok, o să vă simțiți bine. Dacă apare o senzație de disconfort oriunde în organism, automat lucrurile încep să se încurce și e clar că nu este bine. Faptul că spuneți, aoleu, mă doare ficatul. Păi, mă doare ficatul înseamnă, de fapt, așa tradus pe limba tuturor, înseamnă că te-ai mâniat, te-ai înfuriat și că n-ai spus ceea ce aveai de spus celui care te-a supărat. Te-a supărat o situație, te-a supărat o persoană. În loc să spui frumos, civilizat, tot ce ai de spus, ai înghițit în tine și ai zis tu că dacă
faci pe eroul, dacă, cine știe, poți să treci așa și să bravezi, lucrurile se așează de la sine. Nu se așează, dragii mei, ci se duc frumușel acolo, energiile, spuneam noi într-o altă emisiune, nu stagnează, uite așa, ciclează. Se duc frumos acolo și încep să facă rotocoale, rotocoale și voi sunteți în cerc. În momentul în care spui încerc să mă simt bine, tu de fapt ești în cerc. Și nu mai ești de acolo dacă nu îți aduci aminte. De multe ori când ne intoxicăm ficatul, unul din semnele interesante este, așa aș putea o defini dintr-un anumit punct de vedere, o criză a identității. Știți? În momentul în care spui întrebarea cine sunt eu. E o întrebare bună să ți-o pui într-o perioadă a postului. Nu ce am, cine sunt. Pentru că aici, dincolo de măștile sociale, așa profesie, e, meserie, funcție, rol, pe care le dăm la o parte, dincolo de posesiile materiale, trebuie să îmi răspund la un moment dat la această întrebare. Evident, răspunsul la această întrebare, de multe ori, trebuie să fie soțită și de o dorință de cunoaștere, dar și de o dorință de a te reînnoi. Pentru că, până la urmă, e primăvară. Primăvara ce ne spune nouă? Uh-huh. Că să ne reînnoim, să creștem. Acum, dacă tu crezi că modul în care ești este perfect și nu are nevoie de nimic, nu te vei putea reînnoi niciodată. Pe de altă parte, sunt alți oameni care ar dori să se reînnoiască, dar zic așa, să fac o schimbare, parcă mi-e frică un pic așa. Știi ce am observat, Doru? Cel mai dificil este să lucrezi cu oamenii foarte deștepți. Pentru că ei deja și-au format, până la momentul în care vin la noi, ei au deja o idee foarte clară despre ceea ce cred ei că sunt. Și-au format o imagine pe care nu vor să o schimbe. Au deja niște realizări, în special cei care au deja, adică sunt, lucrează într-o corporație, au mașină, casă, eu știu, deci au deja un mod de raportare în funcție de ceilalți, din păcate, care pentru ei înseamnă că ei deja sunt niște oameni realizați. Și foarte interesant este că tocmai acești oameni foarte realizați nu găsesc răspuns la întrebările cine sunt, ce sunt de fapt, de ce nu sunt mulțumit cu ce am, de ce vreau altceva. Iar în momentul în care noi venim și spunem trebuie să dai totul la o parte și să te reinventezi, apare o îndârjire așa ca a măgărușului. Se așează pe picioarele din spate și spun, cum adică? Tot ce gândesc eu și tot ce este, adică trebuie să arunc la gunoi, adică acum trebuie să mă reinventez, adică tot ce am făcut eu până acum o viață întreagă nu mai e bun, dintr-o dată așa nu mai e bun, e, cu ăștia este cel mai greu de lucrat, pentru că ei nu au această dorință de a șterge cu buretele tot și să o ia de la zero. Nu sunt capabili să facă lucrul ăsta, nu vor să o facă. Și într-un fel, uneori ai un sentiment, știi sentimentul acela care îți dorești să faci o schimbare, știi că este necesară, dar în același timp ți-e și teamă? Exact. Pentru că exact, mintea și cu sufletul lucrează în tandem. Așa mintea e. Mintea spune, nu fă schimbarea, sufletul spune, trebuie să faci schimbarea și la un moment dat te găsești la mijloc și pe de altă parte oamenii de multe ori când se gândesc la o schimbare, vedeți, n-ai putut să mergi de la bun început. Ai făcut un pas, doi și ai învățat să mergi. Oamenii când se gândesc la schimbare, de multe ori spun nu mă pot schimba, pentru că ei văd doar rezultatul final. Da, exact. Și între cum sunt acum și rezultatul final, apare un hău foarte mare, imens, și zici, pe nu, n-am cum să fiu așa, pe nu, n-ai cum să fie așa din prima. Nici unul din noi nu poate să producă această schimbare. Ori ficatul, ca organ, așa, din punct de vedere spiritual, exact lucrul ăsta ne învață. Ne învață cum să avem răbdare, să nu ne grăbim, să avem răbdare, să răsuflăm odată adânc, să ne relaxăm așa frumos, să privim viața cu alți ochi și să încercăm să facem lucrurile cu răbdare și treptat, dar să le facem temeinic. Pe mine mă distra altceva, că a venit la mine, de exemplu, cineva care era lider, deci era, el conducea o firmă și spune, da, eu mă schimb, îmi spunea mie, eu mă schimb, nu e nicio problemă, hai, începem să ne schimbăm. Dar fiecare pas care îl făcea spunea, de exemplu, a avut la un moment dat deci genul ăsta de lider era care încerca să-și impună punctul de vedere și îi aduna pe toți așa, toți subalternii care îi avea și începea critică-l pe ăla. Și am zis, să știi că nu așa vei reuși să faci mare lucru, că n-ai să poți să-i schimbi pe oameni, din contră, o să-i faci să se simtă stresați, o să se înfurie pe tine, nu o să poată să-ți răspundă și o să-i îmbolnăvești cel mult pe toți de ficat.
Zic, ar fi indicat să iei pe fiecare în parte și să discuți cu fiecare pe un ton jos, frumos, și să-i zici, uite, asta ar trebui să faci tu. Ia să vedem ce ai gândit tu din punctul tău de vedere că am putea face împreună ca lucrurile să se îndrepte. La care el s-a burzulit așa, zice, cum adică să stau cu fiecare în parte de vorbă? Dă-mi tu o modalitate ca să nu fie nevoie să fac asta. Deci, dar asta faceți toți, deci nu numai acest domn. Bine, până la urmă lucrurile o să se așeze, pentru că am înțeles că până la urmă o schimbare presupune chiar și lucruri de care te temi. E mai ușor să vorbești cu toți, să arunci așa la fiecare ce trebuie făcut. În momentul în care stai față în față, omul a capătă contur, capătă identitate, nu mai este un oarecare element într-o masă de oameni, ci dintr-o dată îți aduce aminte că are o nevastă acasă, că are niște copii, că dacă nu știu ce se întâmplă, că a avut, uite, a avut soacra bolnavă, că nu știu cum, și atunci nu mai poți să te repezi la el și să-l tragi așa și să-l scuturi. Pe când atunci când sunt toți, îi faci pe toți albie de porci și ai scăpat. O să vă vând acum un mic secret. Am vorbit cu Doru și am hotărât că după Paște încolo o să avem o emisiune în care să încercăm, încerc deocamdată, încerc, ne mai plimbăm încă, încerc, să încercăm să discutăm despre cauzele care îi determină pe oameni să facă lucruri rele. Una dintre aceste cauze, că de asta mi-am adus aminte, este această ascundere în spatele. Deci nu este identificare pe fiecare în parte, ci ei sunt toți la grămadă și atunci putem să le facem ce vrem noi. Ce dacă oamenii se simt cu musca pe căciulă mai mult sau mai puțin? Ce dacă îl admonesteze așa întreagă? El se simte într-un disconfort total, nu găsește o soluție pentru că nu e față în față cu tine să discute, tu i-ai făcut rău și ești foarte încântat că i-ai făcut rău fără să fii nevoit să faci altceva. Și în felul acesta fiecare ajunge să trăiască în lumea lui, așa, fără exact. Comunicare, exact ceea ce se întâmplă în vremurile acestea care le trăim. Avem cele mai moderne mijloace de comunicare, dar noi nu mai vorbim. Nu mai vorbim cu adevărat pentru că lipsește unul din elementele care caracterizează inima, organul care și el este implicat în post, pentru că inima, sediul sufletului, este cel care ne dă acea stare de credință și de bucurie. Fără credință și fără bucurie nu există nimic. Dar automat, în momentul în care nu l-asculți pe celălalt, nu l-asculți pentru că tu ești foarte îngânfat așa în sinea ta. Adică, cu alte cuvinte, eu sunt foarte deștept, știu totul, știu și ce e cu tine, deci zici să mai îmi pierd eu timpul să te ascult. Vedeți? Există expresia asta uneori la oameni, că n-aș vrea să vă pierdeți timpul. Dar niciodată când un om vine la noi și stăm de vorbă cu el, noi nu pierdem de fapt timpul. Acela este un timp câștigat. Exact, se câștigă. Este o diferență foarte mare și, vedeți, la acest nivel mental, pare foarte ușor că folosești cuvânt câștig, pierdere, dar vedeți, un cuvânt comută activitatea mentală, ca să nu vorbești și de activitatea hormonală, hipotalamus, hipofiză, suprarenale, le comută pe o anumită frecvență. E foarte important frecvența cu care abordezi un lucru. Te duci într-un loc și încerci să faci, să obții un anumit lucru. Și înainte să te duci, proiectezi o imagine asupra locului și asupra oamenilor. Dacă proiectezi o imagine negativă, vei avea un răspuns negativ. Dacă proiectezi o imagine pozitivă, surpriză, s-ar putea să ai o imagine pozitivă. Oricum, Inima ne îndeamnă să fim plini de atenție, smerenie, bunătate, compasiune, inocență. Inocența este un cuvânt foarte frumos, pentru că de multe ori când știți cum privesc copiii, un copil se întâlnește cu un alt copil sau cu cineva, el nu se gândește dinainte, stai să văd, dar ce funcție are, dar cine este, dar câți bani are. Pur și simplu se uită și comunicare spontană, da. Și alt nivel. La un alt nivel. Și acest lucru este un lucru foarte important, pentru că, așa cum spuneai tu, Aurora, noi ne lovim de multe ori de aceste idei preconcepute. Este un lucru care ne macină profund, pentru că fiecare om, și eu și Aurora, fiecare din noi, avem o poveste a vieții. Ne place să spunem povestea într-un anumit fel, dar acum povestea fiecărui om este într-un fel. Să vedem, putem face și noi parte din povestea lor? Ei, ce se întâmplă?
Nu întâmplător am ales subiectul acesta de purificare, de post, pentru că suntem, știți foarte bine, înainte de florii, înainte de Paște, deci lucrurile sunt în așa fel așezate încât chiar să ne îndemne, să ne aplecăm asupra acelor lucruri pe care ni le aduce aminte inima. Din păcate, majoritatea oamenilor, de teamă că ar putea să sufere, au tendința să-și închidă inima și pun tot felul de circulețe și tot felul de protecții în jurul inimii. Ei spun, nu vreau să mai sufăr, nu vreau să mai las, că am văzut eu cum sunt oamenii, au tot felul de experiențe negative ei sau alții și automat reîncarcă prezentul cu acele experiențe negative și nu înțeleg un lucru. Că în momentul în care tu nu trimiți nimic spre exterior, când nu trimiți spre univers acea iubire necondiționată de care am tot vorbit de fiecare dată, dacă tu n-ai nimic de oferit, nici universul n-are ce să-ți dea. Dacă tu nu dai nimic, dacă tu nu trimiți nimic, nici spre tine nu vine nimic. De ce este bine ca în această perioadă să ne aplecăm asupra acestor sentimente pe care unii dintre noi și le-au blocat? Pentru că în aceste momente avem timp, sau dacă nu avem, ne facem ca să ne întoarcem spre noi. Uitați, este măcar de două ori pe an. Odată în săptămâna patimilor, în săptămâna mare, și odată de Crăciun, în acea săptămână dinaintea Crăciunului. Când tot este vorba să ținem post, hai ca pe lângă acest post de alimente să ținem și această purificare a noastră. Să ne purificăm sufletul, să ne purificăm gândurile, să ne purificăm vorbirea. Deci sunt anumite persoane care vin la mine și îmi spun, da, eu da, nu vorbesc urât, dar când sunt la volan, atunci mă trezesc în jur, fac tot felul de lucruri. Păi frate, dar nu poți să fii din când în când bun și să zici că ești un om cum se cade. Dacă tu la volan scoți pe gură cine știe ce minuni, nu cred că te poți considera un om bun tot timpul. Deci n-ai cum. Și atunci, măcar în perioada asta, haideți să ne aplecăm asupra noastră. Hai să ne gândim mai mult la noi și la ceilalți din acest punct de vedere al postului, al purificării. Aveți săptămâna care urmează la îndemână. Poate n-ați putut să țineți post până acum, dar aveți încă o săptămână care o să vă fie deschisă așa spre aceste zone. Aveți deniile în fiecare săptămână, în fiecare zi a săptămânii, începând de luni până vineri când e prohodul. Aveți niște slujbe superbe la biserică. Nu vă spun acum că neapărat trebuie să vă duceți acolo și să ascultați tot ce vi se spune. Poate nu sunteți capabili de lucrul ăsta, dar o să vedeți că doar să vă lăsați, să vă permiteți ca acele cuvinte extraordinare și acea energie nemaipomenită care se ridică din slujba care se face, chiar din locul acela care este un lăcaș făcut special pentru rugăciune și pentru ridicare spre înalt, spre lucruri frumoase, este bine ca măcar asta, de asta să profitați. Cu alte cuvinte, să ne deschidem inimile, așa. Pentru că, sigur, a-ți deschide inima prezintă și un mic risc, riscul de a fi rănit. Dar nu are importanță. Dar nu are nicio importanță, pentru că orice rană este, de fapt, o lecție pe care o învățăm și, în afară de acest lucru, să nu uităm că există și oameni care își doresc foarte mult, adică, zic așa, să nu rănesc pe nimeni, să mulțumesc pe toată lumea. Nu se poate. Așa ceva este o idee care, de la început, niciodată nu vor putea fi mulțumiți toți oamenii, pentru că nu noi suntem cei destinați să mulțumim toți oamenii. Noi trebuie să fim mulțumiți, în primul rând, în interiorul nostru și atunci când facem un lucru, când dăruim sau când primim, să o facem din inimă. Și acum vom lua o scurtă pauză, după care ne vom întoarce cu forțe proaspete. Stomacul și pancreasul reprezintă următoarele organe despre care trebuie să vorbim, pentru că această zonă denumită în medicina chineză focarul mijlociu este locul, dacă vreți, unde se întâlnește cerul cu pământul,
Cu alte cuvinte, informația care vine de la cei doi poli se condensează la nivelul organismului și ne dă hrana. Sigur că această hrană nu trebuie să fie strict o hrană doar materială, trebuie să fie și o hrană sufletească și o hrană spirituală. Plexul solar din corpul nostru este exact zona cu care noi ne conectăm emoțional cu cei din jur, zona care este legată foarte interesant de iubirea de sine, de stima de sine. Și aici cred că este una din lucrurile cu care avem cel mai mult de lucru, și eu și Aurora, pentru că, în primul rând... Cu ceilalți, că noi ne iubim foarte tare pe noi. Ne iubim noi foarte respectăm. Tare și pe noi și pe, și pe cei din jurul nostru, pentru că nu poți fi fericit fără ca cei din jur să fie fericiți. Nu te poți iubi dacă nu iubești pe cei exact. Din jur sunt și așa mai departe. Da. Dar vedeți, de multe ori, una din cauzele îmbolnăvirii, să ne gândim numai, de exemplu, la tulburările de apetit, anorexia și bulimia. Deci, vrei să mănânci prea mult sau vrei să mănânci prea puțin? Păi, întotdeauna când această poftă de mâncare este perturbată, înseamnă că undeva iubirea de sine scârție. Are scârție. Exact. Mai ales că sunt mulți oameni care vin la noi și ne spun: eu fac totul pentru cei din jur, îi ajut familia, copiii, bunicii, tații, nepoții și așa mai departe. Și noi atunci îi întrebăm: dar dumneavoastră? Și răspunsul este: eu sunt întotdeauna pe ultimul loc. Ciudat este altceva, că din ce în ce mai des aud întrebarea: dar cum să mă iubesc pe mine? Ei, sinceră să fiu, eu nu știu cum să răspund, pentru că mi se pare normal să știi când te iubești pe tine. Cum le explica lor cum să știe când se iubesc pe ei? Ce să facă ca să se iubească? Poate ai tu vreo idee, că pentru mine a fost chiar derutant în momentul în care am auzit întrebarea asta. Dar cum să mă iubesc pe mine? Cred că un început foarte bun ar fi ca în fiecare zi să-ți oferi o mică bucurie. Mai ales că a-ți oferi o mică bucurie înseamnă să-ți hrănești sufletul și să mai diminuezi din îngrijorările astea care, vedeți, îngrijorarea în medicina chineză este exact sentimentul care roade la nivelul acesta al stomacului și al pancreasului, de unde și diabetul, care este o boală extrem de frecventă și care ne roade așa pe interior. Dar pe de altă parte, în momentul în care ne oferim o mică bucurie, înseamnă că ne mai punem și noi, nu pe primul plan, că nu, dacă ai dreptul să fii bucuros, ai dreptul să fii fericit și ai dreptul să-ți oferi o mică bucurie. Asta nu înseamnă că te-ai pus dintr-o dată pe primul plan și că dar ești egoist. Dar poți să te pui și... Nu. Egoism înseamnă altceva, Doru. Egoism înseamnă să încerci să-ți fie ție bine călcând peste alții. Dacă tu te protejezi, nu înseamnă că ești egoist. Deci, pur și simplu, ai grijă ca tu să funcționezi foarte bine, pentru că funcționarea ta automat se transmite și celor din jurul tău. Știi că este un lucru foarte interesant. Mă întrebau cursanții ce fac eu de schimb, nu numai eu, și tu. Deci ce facem noi că atunci când oamenii intră în contact cu noi, le schimbăm viața. Că foarte mulți vin și spun: de când am venit la voi, viața mea s-a transformat. Deci lucrurile au început să fie din ce în ce mai bune. Ce faci? M-au întrebat pe mine. Iar eu m-am uitat și am zis: habar nu am. Pur și simplu fac. Nu știu încă, poate știi tu ce faci, eu încă nu știu, dar probabil că în momentul în care cei cu care intrăm noi în contact vor face la rândul lor același lucru, probabil că o să ne spună și nouă, dacă tu ai descoperit, te rog să spui secretul, pentru că e ca atunci când arunci o piatră în lac și încep să se facă valuri, cercuri din acelea care merg până aproape de mal. Și după ce se lovesc de mal, se și întorc. Asta este partea exact. Frumoasă. Cel mai frumos lucru, deci noi am învățat un lucru, facem ceea ce facem cu bucurie, din inimă, și întotdeauna împărțim acest lucru cu cei din jurul nostru. Ei, se pare că acest lucru, bucuria de a împărți cu cei din jurul tău, indiferent ceea ce ai și cum se numește, pentru că nu putem să punem degetul și să definim, dar putem să spunem că este o stare de spirit, iată acest lucru, bucuria de a împărți. Evident că de multe ori, vedeți... legată tot de pământ, bucuria de a împărți. Este legată de pământ și este și un lucru, pentru că oamenii uneori, cum spunea și Aurora, vin cu niște structuri extrem de rigide și ei sunt un pic suspicioși, așa. Este o suspiciune în ziua de astăzi, pentru că dacă dăruiești din inimă unui om un lucru fără niciun interes, el te va privi foarte suspicios. Adică, cum ar veni, ce vrei tu de la mine?
ce sper să obții, ce avantaj trebuie să ai. Asta pentru că multe raporturi din societate sunt bazate pe această dualitate, pierdere-câștig. A da și a lua. Fără să înțeleagă oamenii că, de fapt, important este să dăruim și să primim. E cu totul altceva, la un cu totul alt nivel. Evident că în momentul în care dăruiești din inimă, vedeți, darul acesta din inimă întotdeauna este destinat să producă o schimbare. Și în cel care dăruiește și în cel care primește. De aceea, de multe ori, să spunem că în timpul postului, poate nu ai mijloacele materiale de a-l ajuta pe un om. Dar asta nu înseamnă că nu-l poți ajuta trimițându-i un gând bun. Sau exact, o intenție bună. Exact. Sau o vorbă bună. Da. Sau să te rogi pentru el. Pentru că așa cum valul acela care îl trimis se întoarce, sau așa cum fiecare din noi are nevoie de ajutor, nu se știe în ce moment, în ce zi, vom avea nevoie de un mic ajutor. Mic de tot. Un mic deget de ajutor. Acel deget de ajutor s-ar putea să fie exact gândul acesta pe care îl trimitem noi, din suflet. Aici vreau doar un singur amendament. Este, întotdeauna ați fost îndemnați să vă rugați pentru dușmanii voștri, să vă rugați pentru oamenii apropiați, crezând că în felul ăsta îngerașii de acolo și cei sfinți și oameni și entitățile de lumină vor veni imediat și o să vă ajute. Nu numai atât, în momentul în care tu începi și te tot rogi pentru cineva, undeva în interiorul tău apare acea idee că vei fi ajutat pentru că ajuți. În momentul în care voi faceți acest lucru ca să primiți ajutor altădată, nu veți primi ajutor, veți primi numai castane în cap. Pentru că în momentul în care tu trimiți toate gândurile tale și tot ceea ce crezi tu că este ajutor pe o anumită persoană, dacă persoana respectivă nu merită să fie ajutată, pentru că este un om, din păcate, cum există încă, care nu este un om care nu și-a făcut lecția ca lumea și care nu este nici foarte generos, aflați de la mine că va ricoșa și se va întoarce în voi nu foarte frumos și nu foarte bine pentru voi. Este o perioadă în care suntem învățați, mai ales de preoți, că trebuie să ne rugăm pentru dușmanii noștri, că trebuie să ne rugăm pentru toată lumea, că trebuie să-i ajutăm pe toți așa fără discernământ. Aflați de la mine că acest ajutor fără discernământ nu întotdeauna este ceea ce face ca lucrurile să se întoarcă benefic spre noi. Pentru că în momentul în care un om face un lucru rău și tu finanțezi acest lucru rău pe care îl face, vei fi tu vinovat în egală măsură ca și el. Și vreau să mai înțelegeți ceva, că vin la mine oamenii și mă întreabă. Am luat niște bani de la cineva, persoana respectivă este departe, nu e aici lângă mine, nu poate să mă tragă de guler, ar trebui să mă ierte în perioada asta a postului că nu-i dau bani. La care i-am zis, Dumnezeule, dar chiar credeți că în momentul în care faci un lucru reprobabil în această situație, în situația asta, în existența asta pământeană, oare nu crezi că e nevoie să și îți asumi răspunderea pentru ceea ce faci? De ce să te ierte nu știu cine că nu i-ai dat banii și de ce nu te gândești tu să eșalonezi cumva datoria pe care o ai, ca el să vadă că ai măcar bunăvoință să începi să-i returnezi din bani? Nu e nevoie să-i dai toată suma, am înțeles, n-ai, dar poți să rupi de acolo de unde ai și să-i spui, uite, nu pot să-ți dau toată suma odată, dar uite, îți dau acum un pic, când mai intră niște bani îți mai dau un pic, ca acel om să vadă că într-adevăr tu vrei să faci ceva. Dacă tu spui, n-am de unde să-i dau banii și o să-i dau banii la Paștele Cailor sau Sfântul Așteaptă, de ce așteptați de la ceilalți să vă ierte? Sau de ce să iertați voi în sensul ăsta pe cineva care s-a purtat urât cu voi? Nu mi se pare absolut deloc corect. Corect este să nu vă gândiți, să nu vă concentrați atenția pe toate aceste lucruri care nu sunt frumoase. Adică în timpul postului ne concentrăm pe lucrurile care sunt frumoase, pe lucrurile care sunt bune, pe tot ceea ce ne înalță. Nu ne concentrăm atenția pe lucrurile care nu ne plac, nu ne fac bine sau ne spunem noi așa că ar trebui să se întâmple nu știu ce. N-ar trebui nimica. Pur și simplu, dragii mei,
tot ce vă învățăm noi e până la urmă la nivel de bun simț. Noi ne naștem cu bun simțul ăsta. Nu este ceva care să-l capeți prin educație. Pur și simplu știi. Deci tu în momentul în care faci o faptă reprobabilă, tu știi în interiorul tău că nu e bine ce ai făcut. N-aveți decât să vă ascultați interiorul. N-aveți decât să vă ascultați bunul simț cu care v-ați născut și poate că această perioadă este foarte indicată și foarte binevenită pentru a vă reactiva bunul simț. Să nu uităm faptul că de fiecare dată când facem un lucru, există cel puțin două persoane care știu despre el, eu și cu Dumnezeu. Deci ca atare un lucru nu poate rămâne ascuns așa cum credem noi. Ascuns, știți cum facem noi? Exact ca și copilul care își pune mâinile în fața ochilor și ne întreabă, mă vezi? Adică sau dacă el nu te vede, sau căstruțul exact. Care se bagă în pământ. Da. După aceea mai este și categoria oamenilor, apropo de ajutor, cei care vor să ajute chiar atunci când nu li se cere ajutorul. Și o altă categorie de oameni exact. Cu care am multe discuții, pentru că iarăși, știți, nu trebuie să oferi ajutorul decât atunci când ți se când cere. Când ți se cere și dacă poți să-l ajuți. Și dacă poți. Altfel, vei primi, exact cum spunea Aurora, înapoi lecția niște lucruri nu foarte plăcute, lecția de viață, sau uneori vei primi o parte din lecția de viață a celui din viața căruia exact, te-ai băgat exact. Și te vei întreba, vai, dar ce se întâmplă că am primit acest lucru? Se întâmplă astfel de lucruri pentru că, iată, la un anumit nivel, ne place să ne băgăm așa nasul unde nu ne fierbe oala, pe de altă parte ne place, vedeți, noi reciproc, așa este o expresie care circulă popular așa, să te calci pe nervi. Vedeți, călcatul ăsta pe nervi, pe undeva funcționează, pentru că fiecare din noi avem în interiorul nostru stocat o mare cantitate de informații și la nivel intuitiv, noi simțim uneori ce lecție are nevoie să învețe cel de lângă noi. Nu știm cum să-l facem să învețe această lecție, dar știm într-un fel instinctiv că dacă îl călcăm așa un pic pe nervi, vom determina o reacție. Întotdeauna când avem o reacție nervoasă sau ne supără ceva față de ce ne-a zis cineva sau așa, nu trebuie să ne supărăm pe el. Niciodată. Noi trebuie să ne gândim de ce acea reacție a determinat un ecou în sufletul nostru și ce anume a activat acolo. Care este lecția și rana care n-am vindecat-o? Exact. Pe aia ar trebui să fim supărați, dar supărați într-un mod pozitiv, să găsim soluția. Că dacă ești supărat, eu am o vorbă. Dacă cineva este supărat pe tine și nu vrea să-i treacă supărarea, atunci va rămâne supărat. Este problema lui. Noi însă trebuie să nu rămânem supărați pe noi înșine și ca atare trebuie să ne punem întrebarea, cum spunea Aurora. Nu de ce. Ci cum ne afectează. Cum ne afectează și ce putem să facem. Exact. Pentru că în acel moment, automat, vom crește, ne vom dezvolta și nu vom avea acea situație de stagnare în care să zicem, deci nu pot să fac nimica, e prea greu, e imposibil, nu sunt bun, dar de ce să fac? Dar de ce eu? Asta este o întrebare. De ce să iert eu primul? De ce să fac eu primul? Dar de ce să nu faci tu primul? Eu am mai observat ceva. Am urmărit de curiozitate să văd de ce oamenii, deși la de ce răspunde mintea, dar eram foarte curioasă să văd care era motivația din spatele acestui ajutor pe care îl oferă oamenii. Și spre surprinderea mea, am văzut că majoritatea, nu spun că toată lumea, dar majoritatea doresc să ajute pe cineva ca să se pună ei într-o lumină bună față de ei. Vai ce teribil om sunt eu, uite că l-am ajutat pe ăla, deci ăla este sub mine și eu am ieșit în întâmpinarea lui și l-am ajutat. Din păcate, dragii mei, credeți-mă că o astfel de gândire, chiar dacă este la nivel subconștient, nu primește niciodată răspunsul pe care îl doriți, pentru că nu este un ajutor necondiționat, nu este un ajutor pur și simplu iubesc pe toată lumea, fără să mă gândesc neapărat îl iubesc pe ăla ca să-mi întoarcă mie iubirea. Îl ajut pe ăla ca să mă ajute și pe mine. Sau îl ajut ca să mă simt eu foarte mândru de mine, că uite ce om nemaipomenit sunt. Din păcate, am constatat că noi românii suntem foarte, foarte înclinați să-i ajutăm pe ceilalți, pentru că trezește ajutorul ăsta în interiorul nostru o senzație extraordinară. Se varsă atâta adrenalină în noi și avem niște trăiri atât de puternice că de-abia așteptăm să le mai avem odată. Și în momentul în care vedem că cel care l-am ajutat se întoarce împotriva noastră și ne mai dă și o palmă sau mă știu eu ce, suntem foarte supărați că uite ce nedrept este universul. Nu, universul v-a răspuns exact
cu moneda cu care ați trimis voi lucrurile spre univers și spre oamenii respectivi. În momentul în care nu ajutați dezinteresat, fără să vă gândiți la o răsplată, fără să vă gândiți că sunteți voi superiori datorită acestui fapt, atunci lucrurile încep să se așeze altfel. La un moment dat s-a întâmplat un lucru care pe mine m-a marcat în momentul ăla. Știi că noi avem copiii de la Domnești și ne tot ducem, mă rog, dacă nu putem noi, trimitem pe alții să-i ajute, este modul în care se face acest ajutor fără să fie neapărat pentru cineva anume. Și la un moment dat, una dintre doamnele care vreau să se simtă bine ajutând între ghilimele pe cineva, a vrut să ia o fetiță de acolo, de vreo 14 ani, ca să îngrijească de socrul ei, care era foarte, foarte bolnav, la care eu am fost foarte supărată pe ea, deși nu trebuia să mă supăr, trebuia doar să pun lucrurile la punct, dar mi s-a părut oribil faptul că în loc să ajuți un copil cu niște hăinuțe, cu rechizite pentru școală, să-l duci într-o plimbare, să-l iei într-o duminică și să-l plimbi pe la, eu știu, la târgul de copii acolo sau mai știu unde, tu-l iei pe copilul ăla care nu și-a încheiat copilăria, să-l aduci să facă ce? Munca unei infirmiere ca să faci ce? Că ea zicea, păi, o ajut, că îi dau niște bănuți, dar de ce să o pui să muncească la 14 ani? Când există persoane care sunt calificate și care, într-adevăr, iau mai mult decât fetița respectivă, da? Și am zis, dacă tu ți închipui că ăsta este un ajutor, te înșel, draga mea, este cel mai rău lucru pe care poți să-l faci. În loc să ajuți un copil, tu îl exploatezi. Și a fost foarte supărată pe mine, n-a înțeles absolut nimic, a plecat unând și fulgerând, dar eu nu am lăsat-o să vină și să facă așa ceva. Oamenii fac câteodată niște lucruri care pur și simplu te lasă cu gura căscată. Ăsta nu e ajutor, dragii mei. Așa este și, ajutor. Și nu este întâmplător, vedeți că în perioada aceasta postului, sentimentul acesta justiție, injustiție, dreptate, nedreptate, corect, în medicina chineză, la nivelul plămânului și intestinului gros, au sediu. Vedeți, nu este întâmplător că postul ne ajută să ne purificăm pe această zonă, pentru că ne face să vedem cu alți ochi dreptatea și nedreptatea. Da. Că oamenii au tendința aceasta să facă dreptate, dar în momentul în care faci dreptate în conformitate cu interesele tale, fii sigur că vei leza interesele altuia. Exact. Întotdeauna se întâmplă acest lucru. De aceea, de multe ori, trebuie să mai știi așa, nu spun neapărat să te oprești, dreptatea este bună, dar uneori mai întreabă-te și cum arată dreptatea din punctul celuilalt de vedere. Exact. Pentru că s-ar putea să constați că uneori noi suntem obișnuiți să avem cu noi acest sentiment. Eu am dreptate sau dacă eu am dreptate, celălalt trebuie neapărat să greșească. Dar ce zice de varianta în care și eu și celălalt are dreptate? Că depinde de cum privești. Depinde cum privi lucrurile. Și apropo de acest lucru, plămânul și intestinul gros sunt sediul tristeților. Și este un lucru care putem spune că marchează destul de mult societatea în ziua de astăzi, pentru că informațiile care circulă de multe ori sunt informații setate pe această frecvență, pe frecvența care ține de tristețe și pe frecvența care ține de frică. Dar, nu întâmplător, noi mai, dacă... Dar e mai mult la noi, să știi că în altă parte n-am văzut. Așa este, da. Pentru că într-un fel sau altul, noi la nivel inconștient ne transformăm în niște relee care transmit mai departe acest lucru. Să știți că tot ceea ce avem ca informație și ca sistem energetic în interiorul nostru reacționează foarte bine la intenție. Cu alte cuvinte, în momentul în care ești prezent în fața unei energii negative, tu te poți transforma ușor într-un releu care să transmite, deși conștient, tu gândești că nu e bine, nu trebuie să fac așa. Dar vedeți, ceva în interiorul tău deja rezonează, reverberează acolo. Dacă nu ești conștient și prezent în acel moment și să catalizezi transformarea și să spui, da, stai, stop, pardon, dar de ce să fiu eu așa? De ce să nu înlocuiesc această informație cu altceva? Sunt oamenii care cel mai adesea se plâng tot timpul. Exact. Te întâlnești cu ei, este o plângere continuă. Aș vrea iar să fac doar un mic amendament aici. De ce? Universul nu răspunde la intenție. Deci ceea ce facem noi în momentul în care vine cineva cu o sugestie negativă, noi de fapt inhalăm, ingerăm acea... Foarte frumos spus, exact, e ca și cum am respirat un aer poluat. Exact. Și începem să facem lucrul ăla. Deci noi reacționăm la sugestiile negative din prejur, dar pentru că țin și, minte că discutam... Și încă o chestie, că te întrerup un pic, să nu uităm că sugestiile negative, nu vă gândiți doar la cuvinte.
E vorba aici de o atitudine. Uneori un om poate să nu spună nimica. E vorba de simpla lui prezență, că oamenii poate să gândesc, bine, dar n-am spus nimica, n-am făcut nimica. Corect, așa este. Așa este. Și să ne aducem aminte că, de fapt, universul reacționează nu la intenții, nu la vorbe, nu la gânduri, nu la ci doar la starea pe care o avem. Deci, omul ăla ne-a trimis sugestia negativă, noi am preluat-o, dar dacă noi nu o preluăm și nu o dăm mai departe, nu se întâmplă nimica. Dacă noi o transformăm, acea sugestie, sau pur și simplu o ignorăm și starea noastră este bine, nu se întâmplă nimic. Dar dacă noi o preluăm și începem și o dăm mai departe, starea noastră negativă creează atragerea, conform legii atracției, a celorlalte lucruri negative care se întâmplă în viața noastră. Știi de ce am vrut noi știam lucrul ăsta, că l-am discutat nu odată, dar să nu înțeleagă cei care ne ascultă în mod eronat, pentru că o să zică, dar eu am fost plin de intenții bune, dar știi foarte bine că drumul spre ei, dar drumul ăla este pavat cu bune intenții și atunci omul o să zică, bine, dar eu am fost bine intenționat, n-are nicio importanță dacă ai fost bine intenționat, pentru că universul nu răspunde la intenție, răspunde la starea pe care o ai. Tu dacă faci bine, gândești bine, automat lucrurile sunt bune. Dacă nu gândești bine sau mai puțin bine, exact ăsta e și răspunsul. De multe ori oamenii se întreabă și ne pun întrebarea, dar ce ritual sau ce tehnică să folosesc ca să mă protejez de energiile negative? Și eu de multe ori le-am răspuns oamenilor, aveți o stare bună în interior? Aveți credință, bucurie suficientă? Este mai importantă decât orice protecție. Atunci când faci bine, când ești echilibrat în interior, acest lucru este garanția unei protecții suficiente și nu mai este nevoie să vină cineva cu anumite tehnici. Dragii mei, noi am mai discutat despre lucrul ăsta. În momentul în care tu vrei să te protejezi, înseamnă că ceea ce este credință în Dumnezeu este foarte slabă la tine. Pentru că nu există, și cu asta trebuie să fiți de acord, nu există nici entitate, nici om, nici persoană, nici ființă, nici ce vreți voi, mai puternică decât Dumnezeu. Atâta timp cât Dumnezeu este acolo sus deasupra voastră și vă apără, nimeni din lumea asta sau din altă lume nu vă poate face rău. În momentul în care voi vă gândiți că se poate ca o entitate sau ca o persoană să vă facă rău, înseamnă că voi deja deschideți ușile ca acea persoană sau o entitate să vă facă rău cu adevărat. Pentru că este vorba acolo de credință care începe să scârție. Pe de altă parte, discutam și nu odată cu Doru. În momentul în care voi vă faceți protecții, este ca și cum, uite, avem cana asta, aici am un lichid pe care vreau să-l protejez. Și tot pun căpăcele, le fac, pun șocureiuri, pun nu mai știu ce, întotdeauna va exista cineva care să fie mai puternic decât ce ați făcut voi aici. Și atunci va veni și va sparge căpăcelele, ți le și aruncă în toate părțile și toarnă în cana ta ce vrei. Ia imaginați-vă că în loc să fie cana asta acoperită, cana asta s-ar răsturna, eu nu o răsturn acum că e cu lichid și riscăm să avem aici altceva. Imaginați-vă că această cană e de fapt aici, în dreptul inimii voastre și că ea este deschisă, este răsturnată și de acolo pleacă iubire necondiționată. Spuneți-mi mie, cine poate să bage ceva într-o cană care nu stă în picioare, ci care stă așa și care, din contră, trimite spre exterior iubire? Poți să pui în cana aia ceva? Nu o să poți să pui niciodată. Asta vă învățăm noi, să trimiteți iubire. Atâta timp cât iubirea pe care o trimiteți este necondiționată. Și să știți, iubim și cana, și masa pe care stăm, și planta, și omul de lângă noi, fără să ne gândim special la cineva. Pentru că în momentul în care te gândești neapărat că eu iubesc cana asta, începe să mă enerveze dacă cineva pune mâna pe ea și bea din ea. Nu, iubesc toate cănile. Și foarte bine că e cana asta aici, o iubesc și pe asta, iubesc toți oamenii. Dacă iubești numai pe cineva, așa, în modul ăsta de gândire uman, atunci o să aștepți de la cel pe care tu zici că îl iubești ca el să se întoarcă și să-ți dea tot felul de dovezi că respectă și că este foarte încântat de ceea ce trimiți tu. Pentru că deja ai fost atașat de lucrul ăla. Și să amintim acum pe finalul emisiunii și ultimul organ rinichiu pe care trebuie să-l purificăm în această perioadă a postului de
teamă, teama care exact. Ne macină permanent, mai ales că rinichiul este și sediul voinței. Să nu uităm că există mulți oameni care sunt extrem de încăpățânați. Iată, în perioada aceasta postului, poate ar fi bine să renunțăm un pic la această încăpățânare, nu pentru că eu n-am dreptate și celălalt are dreptate, ci pentru că... Să fim mai toleranți. Să reușim să fim un pic mai toleranți și mai ales, așa cum spunea și Aurora, dacă ai dreptul să spui nu, nu trebuie să-ți fie frică să spui nu. Ai dreptul să fii de acord, trebuie să știi când să te oprești exact. Și când să mergi mai departe, dar să nu faci acest lucru din teamă. Exact. Să-l faci acest lucru cu bucurie exact. Și așa cum spunea și Aurora, să dăruiești din inimă foarte multă iubire, pentru că niciodată nu vei greși și acolo unde există iubire, sigur nu va exista frică. Corect. Știți ce vă mai spun? Un singur lucru. Când aveți tendința să urcați tonul, coborâți-l. Și atunci o să fie mai bine pentru toată lumea. Pentru că în felul acesta vom fi exact ca apa care exact. Curge în locurile cele mai de jos și este umilă. Și curăță tot. Vă dorim sărbători fericite și multă lumină în suflet și mulțumim Aurorei pentru lecțiile de astăzi. Mulțumesc și eu și vă urez și vouă sărbători fericite, pentru că avem nevoie de liniște și de pace interioară.